Nu cred că este vreunul dintre dumneavoastră care să nu fi luat medicamente. Nu zilele astea, în general. Spuneți-mi, vă rog, ce gustau. Poftiți? Amare. 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 Țineți minte, amare. compatibilitate, adică ele sunt compatibile cu mine. Ele îmi plac. Ele îmi fac plăcere. Dumnezeu a zis omului așa, puteți să mâncați din toți pomii din grădină, nu zice acolo de foame, ci zice după plăcere. Ar fi putut Dumnezeu să pună în grădină mere pădurețe? Ar fi putut, da? A pus? Nu. N-a pus în grădină mere pădurețe. Vreau să scut în evidență un lucru, fraților, și anume că pe fiecare din aceste lucruri, pe lângă faptul că scrie. Eu v-am dat ce vă trebuie ca să trăiți, scrie mai mult. Nu e doar ce vă trebuie ca să trăiți, e și altceva. Ce? Lucrul ăsta trebuie descoperit, lucrul ăsta trebuie înțeles. Dacă nu-l înțelegem, nu înțelegem absolut deloc nici lumea pe care trăim, deci pe ce lume trăim nu l înțelegem nici pe Dumnezeu. Adică ce Dumnezeu avem. Deci încă o dată, ce scrie pe ele? Nu scrie doar luați ca să trăiți și sunt amare, dar voi luați ca să trăiți. Mâncați mere pe durețe, că dacă nu o să slăbiți și așa mai departe. Nu e industria farmaceutică de astăzi, nu este, e altceva. Ce? Mulțumesc! Din mai multe colțuri ale bisericii îmi spune că se amestecă multă dragoste aici. Nu știu dacă în momentul în care luați baba de struguri și o serviți și în momentul în care se zdrobește dulceața aceea, dacă vă aduceți aminte că e un mesaj din partea lui Dumnezeu în boaba aia de struguri. Și mesajul este nu numai că vreau să trăiești și să îți fie bine, da. E mai mult, e frumos, e plăcere, e delectare, e desfătare, e iubire. E iubire. Dumnezeu n-a creat lumea asta în, condiții, în condițiile ei de bază, basic, basic cum, zic, cum se zice la noi, nu? N-a creat doar ca să putem trăi. Dumnezeu a creat lumea aceasta pentru ca să fie o lume, spuneam aseară, dăruită Plină de daruri, și nu de daruri care să le duci înapoi la return, să le duci înapoi că nu ți-au plăcut, ci sunt daruri care rămân și care fac viața frumoasă, extraordinară. Când Dumnezeu l-a creat pe om și pe femeie, i-a pus pe amândoi, le-a făcut o casă. I-a pus pe amândoi unde? în grădina a Eden. V-ați imaginați vreodată cum era grădina? Era din ziduri? Nu. Era, dar din ce era? Era grădină. Avea o floare, două, trei? Dacă pe fiecare floare, pe lângă faptul că e nectar, e miere, sunt alte lucruri, e un miros plăcut, frumusețea asta intrinsecă a unei flori mărturisește mai mult decât de faptul că tu trăiești pentru că e nevoie de tine, ci că trăiești în, în splendoare, trăiești în, 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 în frumos, trăiești în extraordinar. Dacă pe fiecare floare scrie iubire, vă rog frumos, Adam înțelegea lucrul ăsta sau nu? Deci, Adam înțelegea sau nu? Aș vrea să înțelegem că omul la început era de o sensibilitate și de o frumusețe pe care noi astăzi le-am pierdut și din care am moștenit doar o mică parte. Și noi suntem sensibili, dar într-o mare insensibilitate. Din când în când îți mai aduci aminte de câte o floare, din când în când îți aduci aminte să-i duci soției câte o floare, din când în când îți aduci aminte să zici cât un mulțumesc. Omul n-a fost așa la început. Omul a înțeles lucrurile astea. Omul a înțeles că pe fiecare floare scrie te iubesc. Vă imaginați câte flori erau în grădina aceea? Dacă fiecare floare din grădina respectivă era înțeleasă de Adam în maniera te iubesc, vreau să vă dați seama cu câtă, cu câtă iubire, cu câtă declarații de iubire și cu câtă conștiență de iubire era înconjurat Adam. Astăzi ne întrebăm, o fi universul uh, plin sau o fi gol? Ne întrebăm, mai e cineva în univers, nu mai e în univers, e universul ostil sau ne e prieten? Întrebările acestea n-au existat în mintea lui Adam în momentul în care a fost așezat în grădină, în momentul în care a fost pus în frumusețea aceea extraordinară. Adam a fost martor a unei... Explozii de dragoste, în așa fel încât oriunde se întorcea, el găsea cuvântul iubirii lui Dumnezeu manifestat în toate, în struguri, în ardei, în avocado, în ceapă, în, în, în ce vreți dumneavoastră, în flori. Era iubire. Era iubire. Viața meritat trăită. Am fi trăit viața așa până în ziua de astăzi, dacă cineva nu ne-ar fi luat frumusețea, fericirea și dragostea. Și dacă nu le-ar fi înlocuit cu altceva pe care astăzi le considerăm mai necesare decât toate astea. Nu știu... Nu știu ce poate înlocui dragostea. Ce poate înlocui dragostea? Te căsătorești pentru că soția ce ți este de folos? Te căsătorești pentru că soțul ți-ar putea fi necesar? Vreau să vă spun că nu există nicio binecuvântare pe care o poate da Dumnezeu între doi oameni pentru a fi de folos. Și doar pentru că se iubesc. Și pentru că dragostea are până la urmă în ea toate celelalte. Dacă doi oameni nu se iubesc, ei nu pot să fie binecuvântați de Dumnezeu la altar. Dacă se iubesc, au toată binecuvântarea lui Dumnezeu. Cam asta este viața. Este un singur lucru pe care Dumnezeu îl oferă și este esențial pentru tot. Această declarație de iubire pe care o face Dumnezeu pe fiecare fir de iarbă. O mai vedem? O mai înțelegem? O mai trăim? Calcă omul în picioare tot. Face poteci. Cu ani de zile în urmă, când am venit noi aici, sau cu ani de zile și mai în urmă, când ați venit dumneavoastră aici, Lomalinda era plină de livezi de portocali. Așa e? Le-am tăiat pe toate. Am făcut case. Pe vremea de acum începea să miroase portocalul. Mirosea așa că simțeai că ești în cer. Simțeai că ești în grădină. Nu mai este. Oare de ce renunțăm așa de ușor la aceste lucruri care țin de dragostea lui Dumnezeu și de ceea ce ne-ar putea face fericiți. Oare de ce? Vă voi invita să cântăm împreună o cântare acum. Numărul 59. Nimeni ca tine, Doamne Iisuse. Aș vrea să înțelegem că în momentul acesta, sensibilitatea asta a iubirii pe care a pus-o Dumnezeu pe fiecare floare și pe fiecare dar pe care ni l-a adresat, ar trebui să trezească în sufletul nostru această revelație a faptului că Dumnezeu este unic, că este extraordinar că nu este nimeni ca El. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie războinic vitează, încingeți sabia, podoaba și slava, da, slava ta, fi biruitor, suete în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și nepricănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Am citit din psalmul 45. Psalmul 45 este un psalm al fiilor lui Core și este dedicat în întregime lui Isus Hristos. După ce am vorbit de flori, după ce am vorbit de struguri, după ce am vorbit de tot ceea ce poate să fie un semn al iubirii lui Dumnezeu, al darurilor sale, nu s-a oprit Dumnezeu la creațiune. Nu s-a oprit acolo. Și ne-a trimis darul său cel mare în Isus Hristos și n-a fost un dar, oricum, n-a fost un dar ca medicamentele, amar. Și care trebuia luat pentru că, dacă vrei să trăiești, trebuie să-l iei. A fost așa. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Există Isaia care spune, n-avea nici frumusețe, nici strălucire navea avea nimic care să ne placă. Și în același timp, psalmul 45 spune, a fost cel mai frumos dintre oameni. Vă rog frumos, dezlegați-mă acest paradox. Pentru unii navea avea nici frumusețe, nici strălucire și navea avea nimic ca să ne placă. Pentru alții era cel mai frumos dintre oameni. Harul era turnat pe buzele sale. Era acel războinic strălucit în încununat cu slavă, care era chemat să apere aici adevărul, blândețea, neprihănirea, toate acestea. Cum, cum împăcați paradoxul ăsta? Ați zis, doar unii. Mulțumesc. Unii au văzut într-un fel, alții au văzut în alt fel. putea să nu-ți placă. Putea să-ți placă. Puteai să zici mulțumesc și să te închini înaintea lui. Puteai să-i întorci spatele și să-l pui pe cruce ca pe un blestem în mijlocul oamenilor. Se puteau amândouă față de aceeași persoană, față de același comportament, față de același frumos. Vă rog să-mi spuneți. Ce demonstrează lucrul ăsta. În, avem de-a face cu același Iisus Hristos, care creează două reacții fundamentale în oameni. Despre ce vorbesc Ele? Vorbesc despre noi. Vorbesc despre noi despre capacitatea noastră de a vedea sau a nu vedea, de a pricepe sau a nu pricepe, despre capacitatea noastră de a zice e frumos, sau despre capacitatea noastră de a spune luați de pe pământ un astfel de om. Frații mei, trăim nu doar un război al lumii fizice cu arme atomice și cu tot felul de alte amenințări. Trăim un război al ființei, un război al frumosului, un război al salvării și al marilor valori care se devalorizează. Aici sunt. De fiecare dată când, când citesc psalmul 45, pentru că nu este prima dată când mă confrunt cu el, îmi dau seama că sunt un nepriceput. Chiar sunt un nepriceput. Zice mai departe capana unui scriitor iscusit să-mi fie... Poftiți? Limba. Păi dumneavoastră știți cât de mult stă să se gândească un scriitor iscusit în legătură cu cuvintele lui? Stă în fața foii de hârtie să scrie o poezie. Că ăștia sunt scriitori iscusiți, da? Și stă în fața foii de hârtie și cât timp stă ca să scrie. Aici nu zice capana unui scriitor iscusit să fie stiloul, nu. Aici zice capana unui scriitor iscusit să-mi fie vorbele. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât de mult stau eu în spatele fiecarei vorbe pe care o rostesc. Cât de mult stau să mă gândesc. Ca să fie frumoasă. Să fie plină cu har. Să fie dreasă cu sare. În așa fel încât să dea să dea ce? Har și binecuvântare de jur împrejur. Spuneți-mi nu e așa că sunt nepriceput? Nu e așa că vorbele mele sunt scoase așa la foc, automat, fără prea multă gândire și mai ales fără prea mult frumos? Hai să vă întreb: cât de mult vă gândiți dumneavoastră la frumosul vorbirii? Cât de mult vă gândiți la frumosul cântării? Cât de mult vă gândiți la frumosul unei relații pe care o aveți? Într-o zi când vă întâlniți cu cineva, uite așa, tangent, uite așa, vă, vă intersectați pur și simplu. Și uh, intersecția aceea sau intersectarea aceea uh, ține un minut în care vă ziceți bună ziua. Cât har puneți în minutul acela? Cât de multă grijă aveți ca să aduceți frumos în viața lui și în viața ta? Cât de mult? Cât de mult Eden, cât de mult Paradis, spuneți acolo. Cât de mult Paradis. Vreau să vă întreb, e important sau nu? E important sau nu? Că noi am ajuns, la... noi am ajuns să vrem să ne trăim viața la cote foarte uh, minimale. Basics. Adică, uh, ce e atâta frumos, ce atâta las că ajunge? Uh, îi dau eu bună ziua, și de restul să se ocupe el. Trec eu pe lângă el și văd eu dacă mai trăiește. Îi fac cu mâna așa. Dar frumosul pe care să-l împarți, binecuvântarea pe care trebuie să o aduci, uiți că el îți este vecin acolo, pus de Dumnezeu în mod special ca să-l binecuvintezi, uiți treaba asta. Uiți că El este pus acolo lângă tine ca coleg de muncă, pentru ca în fiecare zi El care nu-L are pe Dumnezeu să găsească pe Dumnezeu în tine și să-i fie un fel de aer pe care să-L respire zilnic. Uiți că trebuie să-i aduci un zâmbet. De unde să-L aduci? Să-L aduci un zâmbet de la Dumnezeu, nu zâmbetul ăla de plastic comercial. Nu e vorba de la aia. E vorba de zâmbetul acela adus de la Dumnezeu într-o lume atât, atât de săracă. Domnul Isus Hristos n-a venit aici doar ca să moară pentru mine. Domnul Isus Hristos n-a venit aici doar ca să fie sărac. Domnul Isus Hristos n-a venit aici doar ca să-i să vedem, eu știu, rănile, și disprețul. Nu. Domnul Isus Hristos a venit aici ca să umple lumea de. ziceți. De frumos și de har. De asta a venit. Și n-a venit urât ca să aducă frumosul. A venit frumos ca să aducă frumosul. A trăit frumos ca să umple lumea de lumină. A strâns copiii în brațe. A vindecat a alungat demoni, a dat la o parte întunericul, a înconjurat lumea cu atmosferă de lumină și har. Ne-a promis că ne va da cerul începând de aici și a dus cerul aici împreună cu el. Să nu vă imaginați, dragii mei, că Maria a spart vasul acela de alabastru cu mir în fața unui om dur care doar a iertat-o de păcat. Nu. A spart vasul de alabastru în fața unui om care într-adevăr era omul și față de care Pilat a zis, iată omul. Marea lecție pe care o am eu și cu tine este că dacă nu vom reuși prin har să devenim oameni care să împartă harul, noi vom pierde șansa de a aduce lumii pe Isus Hristos. Noi nu putem să stăm în lumea aceasta posaci ca orice om care nu l are pe Iisus Hristos. Noi nu avem voie să uităm că Dumnezeu este prea fericitul Dumnezeu. Nu trebuie să uităm vreodată că Scriptura îți spune bucurați-vă întotdeauna și iarăși zic bucurați-vă sau mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și cele bune, cele mai puțin bune. Și vorba lui Iov, dacă am primit din mâna lui Dumnezeu toate cele binecuvântări, de ce să nu primim și. Oare de ce vine și suferința? Greșea Iov când zicea să primim și suferința? Greșea? Cel mai frumos dintre oameni a primit toată suferința noastră. Toată. El a venit ca cel mai frumos dintre oameni pentru ca să ne ia toată durerea. E ciudat, Apostolul Pavel spune că e un mare har ca să fim și noi părtași la suferințele lui Isus Hristos. Îndrăgostiți de cruce, martirii s-au urcat pe eșafot cu bucurie și au zis: dacă Isus Hristos a murit pentru mine, haideți să citim un text care ar putea să ne provoace. E vorba de Evrei, capitolul 11, acel capitol al credinței. Și vă rog frumos să puneți tot ceea ce vom citi la acest capitol al credinței. Versetul 35. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viați. Unii însă, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea. au fost chinuiți. Înțelegeți? Înțelegeți sau nu? Adică li se dădea izbăvirea. Li se spunea, uite, dacă pui două bobițe de tămâie pe altarul zeiței, zeului, zeiței Venus, scapi. Și li se dădea izbăvirea. Iar ei n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea. Din ce cauză? Zice aici, era ceva mai bun. Ce era mai bun? În sensul ăsta trebuie văzută izbăvi... Iertați-mă, în sensul ăsta trebuie văzută suferința care vine peste noi și uneori din mâna lui Dumnezeu. Pentru că există lucruri mai bune. Și același apostol spune, suferințele noastre de acum lucrează Lucrează o greutate veșnică de slavă. Doamne, cum ai întors lucrurile tu prin crucea ta? Astfel încât oamenii care au rămas îndrăgostiți de cruce să viseze la ceva mai bun decât este în lumea asta și să înțeleagă viața asta ca o cruce, iar viața viitoare ca o izbăvire. Cât de mult s-a întors. Și toate lucrurile astea din cauza a ceea ce a făcut pentru noi cel mai frumos dintre oameni. Dragii mei, săptămâna asta, această națiune și-a propus să fie recunoscătoare, să aibă o zi de recunoștință. Și oamenii și-au dus aminte unii de alții și-au trimis daruri unii altora. În dimineața asta vreau să vă rog să ne aducem aminte de Cel care, într-adevăr, merită toată mulțumirea noastră. Cum se poate? Cum se poate să nu vezi că ești înconjurat de o grădină de iubire? Că ești înconjurat de fiecare dată când pui la masă lucruri care crezi că le-ai adus prin. Puterea ta, în realitate, sunt toate dovezi de dragoste din partea lui Dumnezeu și când întinzi mâna pentru ca să te hrănești, nu faci altceva decât te hrănești cu dragostea lui. Cum poți să nu vezi? Și acum, mă opresc la această provocare pentru ca să trec cu dumneavoastră scurt de tot la acel monument de uimire din partea Domnului Isus Hristos în Luca 17. L-au în, întâmpinat pe când intra într-un sat zecele proși, spune versetul 12, Luca 17 cu 12. Zecele proși. Aș vrea să înțelegem acum de ce Domnul Iisus Hristos să întreba pe fiecare om de obicei ce vrei. Pune mai ce vrei. Când vezi un lepros, de ce are nevoie cel mai mult leprosul respectiv? Poftiți? Vindecare. Cu toate astea, erau leproși care stăteau la colțuri și cereau de pomană. Nu cereau vindecare, cereau bani. Erau haine. Uneori se obișnuiseră atât de mult cu starea lor încât nici nu mai credeau că vor fi vindecați, renunțaseră la capitolul acesta și reduseseră totul la dăm și mie doi lei. Atât. Dăm 2 lei. Dăm 2 lei. Foloseau condiția lor ca o condiție de câștig. Și se mulțumeau cu treaba asta. Stăteau pe welfare. Când i-a văzut, Iisus le-a zis Duceți-vă și arătați-vă preoților. Spuneți-mi de ce nu i-a întrebat ce vreți. A respectat exact gândirea noastră. Se vede clar că aveau nevoie de curățire. Așa gândim noi. În dreptul orbului Bartimeu, Domnul Iisus Hristos n-a mai făcut asta. Era orbul acolo, striga orbul, ai milă de mine, fiul lui David, ca și leproșii, de fapt, în versetul 13, Iisuse, învățătorul, ai milă de noi, dar s-a apropiat de orbul Bartimeu și l-a întrebat, tu ce vrei? Și în momentul acela, orbul Bartimeu n-a zis, dăm -mi și mie. Așa cum a zis ologul de la Poarta Frumoasă. Astfel încât Petru a trebuit să-i spună, aur și argint n-am. Orbul Bartimeu spune simplu, să-mi capăt vederea. Și-a căpătat vederea și omul acesta a rămas recunoscător lui Dumnezeu toată viața lui pentru că el a cerut și i s-a dat. Domnul Iisus Hristos se apropie de cei leproși și nu îi întreabă ce vreți, ci când îi vede își dă seama de starea lor, își dă seama de nenorocirea lor și îi trimite, duceți-vă și arătați-vă preoților pentru că veți fi vindecați. Ei înțeleg lucrul acesta, se duc, se duc, pe drum, se vindecă, nu în prezența Domnului Isus Hristos. Și lucrul acesta este iarăși un semn de întrebare. Doamne, de ce nu e vindecat acolo în prezența ta? De ce pe drum? De ce se distanțează Domnul Isus Hristos de minunea aceasta? Pune o distanță între El și minune. O distanță de un drum anume, nu știu cât, la jumătatea drumului, pe drum, cândva s-au vindecat. De ce face Domnul Isus Hristos toată treaba asta? Și se duc, se arată preoților și preoții îi văd și îi declară curați prin procedeul acela de la templu, astfel încât vestea că Iisus Hristos i-a vindecat nu poate să ajungă la urechile preoților. Și ei fac ritualul de curățire fără să știe cine i-a vindecat. Și fac ritualul de curățire fără să lucreze împotriva Domnului Iisus Hristos. Îl declară curați și minunea aceasta este o minune autentificată de marii preoți care nu știau cine a vindecat. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi întors toți zece înapoi? Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat? Oamenii care erau acolo ar fi primit confirmarea faptului că s-au vindecat toți cei zece. Că puterea lui Dumnezeu este la lucru. Și, de asemenea, Domnul Isus Hristos i-ar fi putut forța pe preoți să admită că în fața lor s-a făcut o minune, pentru că ei înșiși erau aceia care ar fi declarat faptul că minunea s-a întâmplat. Dar nu s-au întors zece s-a întors unul. Și lucrarea aia care ar fi trebuit să fie gloria lui Dumnezeu cu zece oameni vindecați, s-a redus mult. Pentru cei ce au fost acolo, s-a întors din 10 unul, ce înseamnă? S-a vindecat doar unul. De asta Domnul Isus Hristos l-a întrebat, ceilalți nu s-au vindecat? Și martul ăsta zice, ba da, dar vă rog să observați, era mărturia unuia, nu erau zece mărturii, era doar unul care mărturisea că și ceilalți s-au vindecat. Și atunci, de ce nu s-au întors? Era inimaginabil ca să te vindece cineva și tu să nu vii apoi să spui mulțumesc. Era inimaginabil. Și totuși oamenii ăștia nu s-au întors să spună mulțumesc. Chiar și Simeon, care fusese, mă rog, împietrit, el fariseu și așa mai departe, până și el simte nevoia să dea un ospăț în cinstea Domnului pentru că l-a vindecat. Dar acești nouă, acești nouă sunt vindecați și nu simt nevoia să spună mulțumesc. Punctul numărul 1. Efectul minunii a fost mult diminuat. Ceea ce ar fi dorit Domnul Isus Hristos să facă ca o demonstrare a puterii lui Dumnezeu nu poate să aibă loc datorită faptului că nouă nu s-au întors înapoi la Dumnezeu. Ca să mulțumesc. S-au dus fiecare în drumul lui, la familie lui și au zis ce bine că mă vindecă Dumnezeu. Câți dintre noi am fost vindecați de Dumnezeu anul acesta? Câți dintre noi am simțit mâna lui Dumnezeu anul acesta? Aș vrea să, invit, să vă invit după amiază. Dacă ați simțit ceva, să nu faceți cumva să nu veniți să ziceți mulțumesc. Și punctul ultim care aș vrea să-l amintesc în legătură cu lucrul ăsta este. Ce fel de inimă au avut cei nouă? Inimă în care n-a încăput mulțumirea. Ce fel de inimă? Vreau să vă întreb. Erau oameni buni? Părerea dumneavoastră. Dacă nu mulțumeau și n-au venit să mulțumească, erau oameni buni? Erau credincioși? V-ar fi plăcut să stați împreună cu ei? Întrebări de felul ăsta pot să fie la nesfârșit. Vă place să locuiți cu un om care nu mulțumește? O întrebare dincolo de asta. Eu mulțumesc. eu mulțumesc? Sunt mulțumitor de felul meu? Uitați-vă cum e în cer. <coughs> și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, a celui ce șa de pe scaunul de domnie să fie cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecelor. Cum e cerul? Plin de slavă. V-ați pus vreodată problema că n-are rost să slăvești pe Dumnezeu de unul singur acasă? V-ați problema că slava prinde cel mai bine și are rost în momentul în care suntem toți și un popor îl slăvește pe Dumnezeu. La oaltă. V-a spus vreodată problema că slava, cinstea și mulțumirea este cea care ne adună pe toți la oaltă cel mai mult. E vremea să închei, dar aș vrea să pun înaintea dumneavoastră și un alt motiv pentru mulțumirea îl vorbeam săptămâna asta cu fratele Nedelea, când am fost pe la dânsul. Petru. Îl trădează pe Domnul Isus Hristos. Cântă cocoșul de trei ori. Petru și-aduce aminte că l-a trădat pe Domnul Isus Hristos. fuge în grădina Ghețeman și plânge. Plânge cu amar. Toată noaptea aia de vineri, noaptea a stat acolo. Unde s-a dus sâmbătă? Petru. Unde s-a dus sâmbătă? Interesant. Hristos Lumina Lumii spune că a fost s-a dus la biserică, în camera de sus, împreună cu ceilalți. A petrecut acolo sabatul cu ei. Te-ai te fi dus? Dacă ai fi în locul lui Petru, te-ai fi dus? Nu ți-ar fi fost rușine? Nu ar fi, avut, nu ar fi avut loc în mintea ta un mare semn de întrebare, de îndoială? Dar mai sunt vrednic să mă duc acolo? Să știți că problema asta l-a distrus pe Iuda. Iuda n-a crezut că Domnul Iisus Hristos îl poate ierta. Și de-aia așa a pus juvățul de gât. Petru, spre deosebire de Iuda, se duce în camera de sus împreună cu ceilalți. Uluitor. Petrece sabatul. Duminică dimineața apar femeile cu vestea Domnul vă așteaptă în Galileea și să spuneți lucrul acesta și lui Petru. Și Petru, pentru că era acolo, mergea și el în Galileea. Și când se întâlnește cu Domnul Isus Hristos, Domnul Isus Hristos îl întreabă, Petre, mă iubește? Un gând s-a născut în mintea mea. Când i-a cerut Petru iertare Domnului Isus? Poftiți? Când i-a cerut iertare? Că, vedeți, eu mă aștept de la Petru că în momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos în Galileea, primul cuvânt pe care să-l aibă Petru pentru Domnul Isus Hristos, Doamne, știți ce am făcut? Vai de capul meu, mi-am pierdut capul, vai să nu mai îți spun, te-am... și așa mai departe. Scriptura nu nu prezint o astfel de convorbire între Petru și Domnul Isus Hristos. Și dacă ar fi după mine, m-aș întâlni cu Domnul Isus Hristos acolo și după trei zile, dacă m-aș întâlni, ea aș mai spune, Doamne, dar nu-mi pot să-mi scot din cap chestia asta. Cum de-am putut eu să fac treaba asta? Și iar i aș mai spune. Și peste șapte zile iar aș mai spune. Că așa facem noi. Nu facem așa. Raportul Scripturii este uluitor. Când și-a cerut Petru iertare Domnului Isus? În grădina Ghețema. Când a plâns cu amar. Era Domnul Iisus Hristos acolo? Fizic nu era. Dar el s-a luptat cu Dumnezeu până când a primit iertare și când a venit înaintea Domnului Iisus Hristos, el nu-i spune nimic de toate treburile astea. Și Domnul Iisus Hristos nu-i amintește nimic din lucrurile astea. Și Domnul Iisus Hristos îl întreabă simplu, Petre... Mă iubește? Păi, Doamne, unde e segmentul ăla în care eu am fost un nenorocit? Care segment Petru? Nu știu dacă n-ar trebui ca în momentul ăsta de mulțumire să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că se poartă așa cu noi. Nu știu dacă n-ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu în momentul ăsta și să învățăm să ne purtăm așa cu Domnul Iisus Hristos. Adică să nu ne purtăm ca și când nu ne-ar ierta, ci să învățăm că Domnul Isus Hristos este într-adevăr cel mai frumos dintre oameni și că frumusețea lui constă exact în lucrul ăsta. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Isus, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru că ne-ai iertat. Îți mulțumim pentru că ne-ai curățit. Îți mulțumim pentru că ne ții aici ca frația ai tăi. Îți mulțumim, Părinte, pentru că ne-ai dat un viitor și o nădejde. Îți mulțumim pentru că ai încărcat lumea aceasta cu semne ale iubirii tale. Îți mulțumim pentru flori. Îți mulțumim pentru hrană. Îți mulțumim pentru sănătate. Îți mulțumim pentru prieteni. Îți mulțumim pentru frații și surori. Îți mulțumim, Doamne, pentru zilele frumoase pe care ni le dai una după alta. Îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu atât de mare și de minunat. Nu încetăm, Doamne, să trăim prin Harul Tău, dar te rugăm, deschide-ne ochii, să putem să numărăm minunile Tale. Și numărându-le, să mulțumim și să rămânem mai Tăi. Amin.